you know, I put us in the position. I missed two free throws before that, so I really wanted to make up for it and make them both, but I made one out of two, so we win. A fost un final electrizant, cu mult dramatism. Am fost într-o poziție bună în care el a ratat primele două aruncări libere. A vrut să se revanșeze, să le înscrie pe următoarele două, dar din păcate a ratat una, s-a înscris una și am câștigat la un punct. Soarta meciului dintre Energia și CSM s-a decis în ultimele secunde. Polonezul Bigus și-a bătut joc de două aruncări libere. Bucureștenii au avut șansa victoriei, dar au pierdut mingea. Salvarea lui Nikolić a venit de la capitanul american Trup. Acesta a recuperat și a fost faultat în momentul aruncării, exact când soneria a anunțat finalul meciului. Trup a ratat prima aruncare, iar la a doua, mingea parcă a stat pe gânduri dacă se intre sau nu, lovind de două ori inelul înainte. To the ring hit one time, the upper body, downward, onto the other one. Mm-hmm. Like a film, like, yeah, yeah, like, yeah, in a movie. Ah, it's, you know, it was destiny, I guess. Cred că e vorba de destin. The support of the fans, we have the best fans in the league, so again, thank you to them. Ne mulțumește, totdeauna apreciem suportul fanilor, avem cei mai buni fani din ligă și încă o dată mulțumim pentru suportul acordat. Nikolić a mulțumit la final lui Trup, care l-a scăpat momentan pe Sârb de amenințările cu demiterea. Big pressure, big pressure psihic, but I believe in Porter, I know, I'm sure one free throw is caught. Da, s-a oprit un pic, nu numai la aruncările lui Porter, și la Stefan și la Rafa, dar trebuie să înțelegem, pentru că a fost un meci foarte tensionat și cu multă încărcătură, dar aveam credere în Porter și știa că până la urmă va scrie o aruncare. Trup și Darby, singurii americani rămași la echipă după venirea lui Nikolić, au contribuit cu 27 de puncte la victoria în fața CSM-ului, scor 78-77.